Discutăm, domnule Rareș Bogdan, și despre Congresul Partidului Național Liberal, care înțelegem că va avea loc în septembrie, în jurul datei de 15 septembrie. Nu știu, ne puteți confirma această... Așa am auzit și eu. Așa am auzit și eu de la președintele Partidului luni, când a anunțat că lunea care va veni va anunța Consiliul Național, iar Consiliul Național este singurul for de conducere al Partidului Național Liberal care poate hotărâ data organizării congresului. Foarte probabil acest congres va fi între 15 și septembrie, 1 octombrie. Asta înseamnă că lunile de vară vor fi luni de campanie electorală internă. Îi mulțumim lui Ludovic Orban pentru asta, că ne ajută să fim alături de colegii noștri din țară și să nu fim cumva, Doamne ferește, spre împrietenirea cu vreun val la malul mării sau cu un vârf de munte. E bine, vom fi în țară, vom fi cu oamenii și vom avea alegeri. Nu vom avea alegeri cu un singur candidat, asta va sigur. Va exista contracandidat, vom vedea cine va câștiga, sunt mai multe opțiuni. Eu nu sunt o opțiune, nu candidez la președinția partidului, voi candida la poziția 2-3 în partid. Care o fi aia și cine mă va chema în echipă, voi vedea. Deocamdată spun doar că există 5-6 opțiuni remarcabile pentru a-l contracandida pe Ludovic, care rămâne sigur o opțiune importantă și un om cu șanse reale în a-și recâștiga mandat. Ieri îl asigurați pe Ludovic Orban că va avea un contracandidat, vă citesc, foarte puternic la congres. Da, am spus că va avea un contracandidat foarte puternic, dar nu extrem de puternic. Pentru că vă referați cumva la premierul Florin Cățu? Dacă era extrem de puternic, eram eu. Cum nu e extrem de puternic, ci doar foarte puternic, va fi oricare dintre Florin Cățu, Robert Sighiartău, Emil Boc, Dan Motreanu sau Ilie Bolojan. Dar dumneavoastră vă doriți o continuare a lui Ludovic Orban în funcția de președinte al Partidului Național Liberal? Eu îmi doresc doar ca Partidul Național Liberal să redevină forța politică care a fost de-a lungul istoriei sale fabuloase. Avem câteva zile până la aniversarea zilei partidului, chiar luni avem această aniversare. Avem aproape 150 de ani de existență, suntem cel mai longeviv partid din România. Suntem forța politică modernizatoare a României și care a făcut cele mai mari reforme pentru această țară, sigur sub conducerea brătienilor. Cred că putem fi din nou ceea ce am fost și mai mult decât atât, adică acum cu acest bani de la PNRR, cu acești bani europeni pe care România îi primește, să fie în următorii 10 ani exact forța politică care să schimbe fața și să repoziționeze România într-o Europa unde cuvântul nostru trebuie să fie mult mai puternic. Cine va câștiga alegerile, vom vedea. Eu cred că PNL trebuie să se adapteze noilor cerințe, fără să-și uite tradițiile, fără să-și uite că este parte a familiei popularilor europeni. În mai puțin de o oră am ședința popularilor europeni, foarte importante, cu poziții importante pe certificatul COVID, pe certificatul de vaccinare, pe politica agricolă comună, pe politica de modernizare, pe gaze, și de asemenea pe Turcia, pe parteneriatul cu Turcia. Și aici aș veni cu un citat din Manfred Weber, care spunea președintele nostru al grupului popularilor europeni din Parlamentul European, Manfred, care e un CDU, e un CSU din Bavaria, spunea: nu trebuie să uităm niciodată că construcția europeană stă ca o cupolă pe turele tuturor bisericilor creștine din Europa, de la Notre Dame, la Domul din Milano, de la San Pietro din Roma, la Sfântul Ștefan din Viena, la Sagrada Familia și la toate bisericile creștine care ocupă teritoriul european. Cred că nu trebuie să uităm că suntem un partid conservator ca valori, că nu trebuie să uităm că ne apropiem mult din punct de vedere al politicilor economico-fiscale de republicanii americani, de RPR-ul, de Re-Republicain din Franța, de CDU-CSU din Germania sau de Forța Italia din Italia. Să nu uităm că avem un parteneriat deschis cu partidul domnului Kurz, Sebastian Kurz,
și cu alte forțe reformiste de la nivelul Olandei sau al Spaniei, cu popularii spanioli care tocmai au câștigat alegerile la Madrid. Ar trebui premierul Florin Câțu să candideze și el la funcția de președinte al partidului, mai ales în contextul în care, iată, cum spuneați și dumneavoastră, duce o guvernare destul de bună, cu rezultate, vedem în economie. Poate n-ar trebui totuși să candideze și la funcția de președinte al partidului? E o premierul opțiune. Să fie și președintele partidului? E una dintre opțiunile noastre, nu am ascuns. Opțiunile sunt Ludovic Orban, Florin Câțu, Ilie Bolojan, Emil Boc. Vom vedea spre care vom merge și sigur mai tinerele opțiuni, Dan sau Robert. Vom vedea spre care dintre ele se va îndrepta Partidul Național Liberal. Florin Câțu poate fi un lider și este deja un lider important al Partidului Național Liberal, un premier de succes. Astăzi chiar am vorbit cu Florin, l-am felicitat pentru cifra anunțată, am vorbit și cu el și cu Alexandru, cu Nazare. Mi se pare un lucru extraordinar, această creștere în V pe care România și practic această rupere, această depășire a crizei într-un mod extrem de rapid. Am și anunțat-o în plenul Parlamentului European, am avut un discurs despre politicile industriale ale Europei și referirile la micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. Deci, poate fi orice, dar e prematur să mă exprim eu astăzi. Atunci când Florin sau altcineva, Emil sau altcineva va decide că trebuie să anunțe o candidatură, cu siguranță o va face. Până atunci să ne concentrăm pe campania de vaccinare și pe PNRR. Cum? Va fi și foarte greu pentru un contracandidat, mai ales în contextul în care Ludovic Orban a anunțat că are susținerea 36 de filiale, ceea ce înseamnă, după calculele mele, foarte multă susținere în partid. Un contracandidat n-ar avea șanse. Credeți Ludovic că există Orban totuși 36 candidat de filiale care îl susțin pe Ludovic Orban la acest moment? Ludovic Orban rămâne un candidat redutabil. Statutul PNL nu prevede ca o filială care și-a exprimat susținerea pentru un candidat să nu ofere susținere și un altui candidat. În urmă cu 4 ani, filiale Partidului Național Liberal și-au arătat susținerea multe dintre ele și spre Ludovic Orban, și spre Cristian Bușoi, și spre Viorel Cataramă, cei 3 candidați la președinția partidului. Cred că și de data asta se va întâmpla și mai bine de 60-70% din cele 34 de filiale sau 36 pe care le are Ludovic să se exprime susținerea și pentru contracandidat. Deci e posibil să vedem schimbări în perioada următoare. Nu vreau să mă exprim pentru că eu cred că nu e cea mai bună opțiune organizarea congresului acum. M-aș fi concentrat mai mult pe campania de vaccinare și pe explicarea PNRR și negocierea PNRR, dar mai ales pe comunicarea PNRR, care reprezintă cel mai important moment investițional pentru România, de transformare a României, atât ca reforme structurale, cât și ca investiție în infrastructură și nu numai, reprezintă un adevărat plan Marshall pentru România, un moment pe care România l-a ratat în urmă cu 70 de ani din cauza apartenenței la blocul estic și pe care astăzi îl poate exploata la maxim cu bani pe care nu-i speram, aproape 15 miliarde de fonduri nerambursabile, și de asemenea, tot la fel, aproape 15 miliarde de bani cu o dobândă istorică de 0,5%, o dobândă fantastică cu 10 ani termen de grație, cu o dobândă care este de 5 ori mai mică decât cea mai bună dobândă pe care România a luat-o în ultimii 10 ani. În urmă cu 3 săptămâni, Alexandru Nazare și Florin Câțu s-au împrumutat 850 de milioane de pe piețele internaționale cu 2,6% și a fost considerată cea mai bună dobândă pe care România a luat-o în ultimii 10 ani. Ei, iată că Comisia ne oferă cu 0,5% dobândă, e păcat să nu iei bani să investiști, mai ales că ai 10 ani de grație în care nu trebuie să returnezi niciun ban.